cer să fac asta. Ce cer? Bun. Punem o... Ceapa ți ajunge? Ceapa? Dacă vrei să o tai cu ceapa. O cartiță mare să ajungă, dacă n-ajunge la toată lumea, o să mănânce așa, o să luăm o pipetă și o să dau sos pe limba, așa la fiecare, sau băgăm în suc, la doamnele mai fine. Bun. Ideea este că se încinge... cratița trebuie să fie pusă, să fie mai mare focul. Cratița trebuie să aibă fundul destul de gros, așa, să nu se ardă. Așa. E bine, ploaia pe soare e cea mai plăcută. Așteptăm puțin să încingă uleiul, dar nu foarte tare, că s-ar putea să se lipească. Domnul Șoni, care e și un bucătar profesionist, l-am luat de ajutorul meu, pentru că eu sunt dincolo de meseria de bucătar, nu? Totuși, dar n-am venit cu o lingură, îmi trebuia o lingură mai mare de lemn. Eu o aduc! O aduce, gata. Hai, uite, uite, un ajutor, gata, un ajutor. Calăcusele din iarbă. Bun. Putem să punem mai de la început carnea, că nu se lipește dacă își lasă sucul. Deci cotlețel de berbecuț, cum? Nu, sigur, eu pun tot mielul. Și că oasele, cel mai bun sos este când oase, eu nu suport carnea macră și fără os. Dacă n-are os, eu nu vreau să o pun la gătit. Pentru că cel mai bun sos este din sucul oaselor și din măduvă în special. Moartea ne însoțește veselă pe drum, simt și acum în aer doar ei parfum. Că dacă nu ne vom mai revedea, rămâia mea numai